Nereguli grave au fost descoperite la o benzinărie din Ciolpani. ANPC a închis temporar stația după ce a constatat furtul la pompă la un sortiment de benzină. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor Ilfov au făcut verificări în urma unei sesizări și au descoperit că la punctul Lukoil din Ciolpani, pompele nu erau calibrate corespunzător, astfel încât la ridicarea pistolului din pompă, acestea indicau deja un consum de benzină. La măsurătoarea cu vasul etalon de 20 de litri, inspectorii au constatat o diferență de 0,07 litri. De asemenea, au fost găsite nereguli și la produsele comercializate în magazin, acestea nefiind depozitate în condițiile stabilite de producător. Pentru gravele abateri, firma a fost amendată cu 55.000 de lei.